Urmează finala. Lucrul și momentul pentru care ne-am pregătit tot sezonul. Evident, cel mai important punct al acestui sezon competițional. De data aceasta nu avem avantajul terenului propriu, însă cu siguranță scopul și obiectivul nostru este de a câștiga această finală. Evident, nu ne va fi ușor, jucăm cu o echipă extrem de competitivă, o echipă care în Liga Națională nu a pierdut până în acest moment pe teren propriu, însă din experiența noastră niciun meci nu seamănă cu celălalt. Evident, echipa care va fi mai bine pregătită și va fi mai constantă pe durata acestei finale, pentru că este o finală lungă, după mulți ani de zile se joacă din nou în sistemul cel mai bun din 7 partide. Deci echipa care va fi mai constantă va reuși să câștige. Zic eu că ne-am pregătit foarte bine. Ultimele antrenamente au fost intense și concentrarea a fost bună. Toată lumea așteaptă să înceapă această finală. Ne dorim să jucăm și ne dorim să jucăm un basket de calitate și să câștigăm. Yes, finally this time for trophies come. We are ready. We practice good this 7-8 days. Even it's bad that it's so long without game, but that's how it is. We play against good team. They showed this season that they can play good basketball. But also we showed that we can play against them. We lose some games and we lose this home court advantage, and maybe on that part it will be harder for us and easier for them. But again, it's a very long series. It's best of seven. I think it will be very hard for both teams to win the championship, and I hope just that we will play our best basketball and don't fly after maybe one win, or don't go down after one loss, then, because it's very long series. But I think I'm confident in my team, in our team, and I hope we will show that on the court. Probabil cel mai mult. Totdeauna finalele sunt cu o încărcătură aparte. Ca să câștigi un campionat îți trebuie anumite calități pe lângă cele basketbalistice de pe teren, care le-ai ales pe terenul de joc. Trebuie să ai și o putere mentală aparte. Avem experiență, sunt mulți jucători cu experiență în acest sens și avem dorința de a câștiga. Nu ne uităm la meciurile care au fost în sezonul regulat împotriva lor, adică ne uităm doar din punct de vedere strategic, tactic, să vedem ce să jucăm, însă nu ne uităm, ne-au bătut ei acolo, i-am bătut noi aici, care sunt șansele, nu facem astfel de calcule. Știm că fiecare meci e important, știm că fiecare antrenament până la meci e extrem de important, trebuie să fim concentrați, trebuie să știm ce avem de făcut. Trebuie să cunoaștem echipa adversă extrem de bine, fiecare jucător, să le știm tendințele. Până la urmă, asta înseamnă să fii pregătit pentru astfel de serie și cred eu că am făcut un lucru bun în acest sens. Băieții s-au comportat foarte bine la ultimele antrenamente și cred eu că suntem pregătiți. Ce va conta mai mult? Posturile mici sau cele de sub? Nu știu, bună întrebare. Vom vedea la ora primului meci. Evident, fiecare echipă are avantajele și dezavantajele. E important cât de bine reușim noi să ne
punem în evidență avantajele și aici, evident, lupta sub panou e probabil unul din avantajele noastre, însă, din punctul meu de vedere, stăm foarte bine și la oamenii mici. Deci trebuie să jucăm un basket de calitate până la urmă. Ce va face diferența vom vedea pe terenul de joc. Avem, evident, pregătite diferite strategii, atât în apărare cât și în atac, însă, repet, cum ne vom prezenta și echipa care va fi mai bună la ora meciului, acea va câștiga probabil. Nu va fi o finală lungă, te aștept să mergi până în meciul 6, poate că așa? Noi dorim să câștigăm fiecare meci în care jucăm. Sunt convins că va fi extrem de greu să reușim acest lucru. Luăm pas cu pas, nu facem calcule, câștigăm noi în 5, în 6, în 7, în 4. E total greșit să ne gândim la chestia asta. Cel mai important lucru este să fim concentrați pe primul meci, să știm ce am de făcut la primul meci, să dăm 100% atât din punct de vedere fizic cât și mental la primul meci, după care vom vedea deznodământul acelui meci și vom vedea ce e de făcut în continuare. Nu știu, la fel pentru ambele echipe. Nu, chiar nu am vreo preferință în acest sens. Probabil pentru suporter și pentru basket e mai ok că se joacă 4 din 7. Sunt mai multe meciuri de urmărit. Însă, din punctul meu de vedere, e același lucru. Trebuie să fim pregătiți și cealaltă echipă joacă în aceleași condiții. Deci nu cred că va fi un avantaj sau un dezavantaj pentru o echipă sau alta. Yes, we are ready. I think that will decide this final in Serie, the energy, who will bring more energy on the court. We know them, they know us. We play a lot of times this season, previous seasons. Same coaches, basically similar tactic than the last years, and for sure we know everything about them and they know about us. But I think again, this is final, the most important, and I think that will be decisive. The energy, the biggest energy, what teams put, they will have more advantage to win this championship. Stipe, it's your third season in Cluj, in the first two seasons final, now after ups and downs again a final, how do you feel playing the third final in a row, and also what would it mean to win the championship for the third time in a row? I feel great, that's what we fight for that whole season. Okay, maybe we have some up and downs this season, but again, this is the new chapter, the final, and last 2 years we win, and for sure we are a target for all teams to beat us, and for sure they will be motivated, but also we have also new players, and every year you want to, you play basically all season to win this, and for sure even these players what win before, we will give our best, and and also, I think these are our advantage because we know how to win, we know how to play finals, and I hope we'll show that in this year. We know what happened last time. If anyone gets to look again, you think as a team can answer only one court, you can do that. But for sure, I think the last game atmosphere and everything was school for us, you know. Now we go there with a different perspective. It was first game there, and it was very great game from fans' part. They make pressure, but now I hope we learn the lessons about fans and about provocations. But again, that's the part of the sport, and we should do also that to them, they to us, but everything to stay on the court and on some, I don't know, English, some normal way. Which is your on Sunday to see the first game, then you travel again, and after that, which is your message to the fans? My message is here. Thank you. They really follow us all season, and we are very
proud of that, and we are really thanks to that. And but I can promise them that we will fight, really fight till the end. It's for us. This is important for them also. Then I hope together we will reach the goal. Silva, primul meci sold out, al doilea peste 5.000 de bilete vândute. Ne așteptăm și la Cluj să fie un interes foarte mare. Probabil e prima finală după mulți ani în care există așa mare interes și două săli nou, relativ nou construite. Cât de important e pentru basketul românesc momentul ăsta în care cele mai bune echipe cu săli de peste 5.000 de oameni se întâlnesc în finală și există interesul ăsta? Cred că e foarte important să existe astfel de rivalități, în primul rând. Evident, între noi și Oradea în ultimii 6-7-8 ani s-a creat o astfel de rivalitate. Suntem singurele echipe în ultimii ani care au câștigat titlul național. Ne bucură acest fapt, această rivalitate. Fiecare echipă își dorește să câștige, ceea ce este foarte sănătos pentru sport și pentru competiție, gen Liga Națională de Basket. Ne bucură că acest lucru atrage oameni la sală. Dacă țin bine minte, meciul de la Oradea pe care l-am jucat în turul campionatului a adus cei mai mulți suporteri din punctul lor de vedere pentru un meci din Liga Națională, și la meciul retur cu ei de aici de la Cluj, chiar dacă nu a fost o miză aparte, au venit să vadă aceste două echipe la muncă. Mă bucur că se joacă finala între aceste două echipe, zic eu, de departe în acest sezon competițional cele mai bune echipe din România, și sper eu să fie o finală frumoasă, o finală în care cea mai bună echipă să câștige și să fie o propagandă foarte bună basketului românesc. Dar ce șanse sunt să fie 2-0 pentru... Aceleași șanse cum ies să fie 1-1 sau 2-0 pentru ei, adică procentual șansele sunt aceleași. Vă repet, noi am mers și mergem înainte de fiecare meci cu gândul doar la victorie. Nu există pentru noi că am câștigat un meci, celălalt, hai că îi pierdem, că e bine și 1-1, nu. Noi ne dorim să câștigăm fiecare meci, nu ne gândim absolut deloc la meciul 2, ne gândim doar cum și ce să facem ca să câștigăm primul meci. După care, dacă îl vom câștiga, ne bucurăm, mergem mai departe. Dacă îl pierdem, repet, trecem peste, analizăm, mergem mai departe și ne vom dori să câștigăm și meciul al doilea. Cam asta este mentalitatea noastră. Nu o să dau șanse să venim 1-1, 2-0, 0-2. Chiar nu ne gândim la aceste lucruri. Rămâneți la ora, nu? Da. Se rămâne acolo, evident. Există anumite probleme de lot? Nu, din fericire toată lumea este aptă. Decizia cu ce jucător va lipsi o voi lua doar în ziua meciului, voi anunța și pe băieți atunci. Cam astea sunt datele problemei.